Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Sunt Ștefan Bratosin și împreună cu Mihaela Tudor am deosebită plăcere să primesc în cadrul acestei ediții a emisiunii Semne și Simboluri pe Gabriel Andreescu, profesor universitar doctor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. Domnule profesor Gabriel Andreescu, bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Înainte de a începe discuția noastră, vă invit să îi lăsăm spațiul Mihaelei Tudor pentru a vă prezenta telespectatorilor noștri în câteva cuvinte, pentru că dacă ar fi să dezvăluie tot CV-ul, atunci nu am mai avea timp de discuție. Înseamnă că sunt foarte în vârstă. Nu, înseamnă că CV-ul este foarte voluminos. Și bogat, dar într-adevăr am mereu aceeași dificultate când prezint un invitat care are o carieră foarte interesantă. Vă spun și eu, bine v-am regăsit în această săptămână, înainte de a-mi continua fraza. Este o carieră foarte interesantă pentru că nu e vorba numai despre un cadru didactic universitar care, de regulă, are două activități principale în cariera domniei sale, activitate didactică și activitate de cercetare. Este vorba și despre un militant, sau un specialist și un militant în principal în domeniul drepturilor omului. Spun militant pentru că este în activitatea domniei sale, să zicem că aceste acțiuni militante se împart în două perioade, perioada de dinainte de 89 și perioada de după 89. Domnia sa a fost implicat în acțiuni dizidente, să le spunem așa, în perioada comunistă, de acțiuni care vizau apărarea drepturilor omului, apărarea democrației și a valorilor fundamentale ale democrației de care astăzi ne bucurăm și care, până la urmă, face posibilă și această întâlnire a noastră în anul 2016. După 1989, activitatea domniei sale a continuat în aceeași cheie. Vreau să spun telespectatorilor că invitatul nostru este doctor în științe politice, că îmbină mai multe arii de cercetare și arii de cercetare care sunt complementare. Este vorba despre cercetarea libertății de conștiință, de religie, cercetare care vizează minoritățile și multiculturalismul, are de cercetare care vizează, într-adevăr, drepturile omului și democrația, etica și politica memoriei. A publicat peste 1000 de articole, 100 de studii, 25 de cărți, contribuit la numeroase volume colective. Operele domniei sale au fost traduse în mai multe limbi, printre care engleză, germană sau ungară. Este membru și a fondat numeroase asociații de apărare a drepturilor omului, asociații naționale, internaționale. A inițiat și a fost co-chair al Asociației pentru apărarea drepturilor omului din România. A fondat și a condus organizații care au dezvoltat strategii și proiecte în sprijinul drepturilor omului. Dau așa doar câteva foarte, foarte puține elemente, dar numai să aveți o mică idee. A fost chair al bordului Centrului de Conștiință Critică, în engleză are altă conotație, Center for Critical Conscience, chair al bordului Asociației Solidarity for the Freedom of Conscience, din 2000 până în prezent secretar al Pedro Luis Boitel Award Network of Eastern European Countries for Cuban Dissidents, deci pentru dizidenții cubani, în fine expert pe lângă în ceea ce privește minoritățile naționale, problemele religioase, Romanian Helsinki Committee,
asta reprezintă, să spunem, doar o parte dintre activitatea domniei sale. A publicat și în magazine pe care le cunoașteți deja bine, Observatorul Cultural, Altitudine, Timpul, aceasta ca activitate jurnalistică. Mă voi opri aici pentru că vreau să lăsăm timpul pentru discuția noastră de mai departe. Mai sunt și alte lucruri de spus, asupra unora vom reveni chiar în această emisiune. Domnule profesor Gabriel Andreescu, dumneavoastră sunteți de asemenea directorul revistei Drepturile Omului, noua revistă de drepturile omului. Aș dori în cadrul acestei emisiuni să abordăm un subiect legat de o tematică pe care dumneavoastră vă este dragă dumneavoastră, pentru că face parte din acest segment al drepturilor omului, un subiect pe care l-ați dezvoltat într-un articol pe care l-ați publicat în această revistă, mai exact în numărul 4 din 2015 al revistei Drepturile Omului. Până atunci, însă, pentru telespectatorii noștri, spuneți-ne câteva cuvinte despre această revistă. Care este scopul ei? Cine sunt cei care, sau instituțiile, persoanele și instituțiile care sprijină această revistă și la ce servește ea în societatea noastră? Ca editor al unei reviste internaționale, exact. Aveți o curiozitate. Exact. În plus peste cea obișnuită, îmi închipui. După cum ați remarcat, e vorba de noua revistă a drepturilor omului și întrebarea prima ar fi de ce noua, nu? Pentru că a existat o altă revistă anterior. N-am întrezit să spun direct așa, că zic, așteptam. A existat o revistă română a drepturilor omului care a fost publicată sub egida Comitetului Helsinki Român. Ea a început în 1993, tot ca trimestrial, și s-a bucurat de o finanțare constantă. General, Comitetul Helsinki s-a bucurat de o bună finanțare și pe vremea aceea, de exemplu, ea mergea în mod constant la instituțiile din sistemul de justiție. Vorba de instanțe, vorba de parchete și așa mai departe. Desigur, la organizații guvernamentale care se ocupau de tema asta, avea un tiraj relativ semnificativ. Și așa, până în anul 2005, revista a putut să exprime o gândire în materia de drepturile omului. Acolo au apărut, cred, principalele mari subiecte ale democrației românești și din punct de vedere tehnic. De exemplu, problema procurorilor militari. Este ea constituțională sau nu? Îmi amintesc că un articol a fost scris pe subiectul ăsta, primul articol în 1995, semnat de către cel care astăzi profesor universitar la Facultatea de Drept, dar și în Franța, dar de asemenea cursul e vorba de Cornel Liviu Popescu și care este directorul științific al revistei. Și tot așa, deci vă dați seama, anii 90 au fost cu totul noi, cu totul neașteptat și cu totul lipsiți de instrumentele de gândire. Pe vremea aceea s-a încercat o primă revistă, revista IEDO, Institutului Român de Drepturile Omului, care era revista oficială, dar care reprezenta ce un fel de firmă făcută autorităților publice, complet relevantă în raport cu dezbaterea atât de aprinsă și de importantă care ținea de reconstrucția instituțională, dar și mentală a sistemului de drepturi românești. Asta, repet, s-a întâmplat până în 2005, în această formulă convenabilă, într-un fel. Iar în 2005 Comitetul Helsinki a stopat această direcție de activitate și atunci am încercat să totuși continui o instituție, o adevărată instituție care era unică. V-am spus, IRTO
are o revistă de drepturile omului, da, care se numește așa, Drepturile omului, care nu are nicio relevanță, nu este totuși o revistă profesională. Ca întotdeauna, după opinia mea, atunci când ai un mare obstacol în față, ești nevoit să te lupți cu el și schimbarea poate să fie o renaștere, să schimbe calitatea și punctul meu de vedere. Și să fii creativ. Nivelul, da. Nivelul revistei acum este superior celui anterior. Am obținut o colaborare importantă cu cea mai importantă de editură de drept, CH Beck, astfel încât eu mă ocup și, desigur, colegiul științific mă ocup de construcția revistei pe care o dăm la CH Beck, care se ocupă de restul, adică le printează, o tehnoredactează, face, distribuie și așa mai departe. Deci cam acesta e sistemul. Am avut, există muncă multă voluntară în toată materia aceasta, dar există pe de altă parte niște cheltuieli obligatorii, vă dați seama. Și în ultimii ani am avut în sensul acesta colaborarea unei instituții care, care a menținut o legătură constantă de-a lungul timpului, este vorba de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Asta și pentru că acest consiliu avea nevoie de, și de o promovare de imagine, dar și o promovare a unor hotărâri care aveau relevanță pentru această evoluție a sistemului român de combatere a discriminării. A fost o colaborare dublu avantajoasă, sper. Și fructuoasă. Da. Revista este utilizată în multe cadre, de exemplu pentru studenți sau pentru Institutul Magistraturii. Și e important să ai o revistă în care găsești studii de caz, exemplele. Eu am obiceiul să spun să ai un obiect. Pentru că revista e purtătoare de o gândire. Orice revistă e purtătoare de o gândire. Gândirea există, circulă, dar câteodată sau totdeauna e bine să se sprijine pe un obiect, pe un material, pe ceva. Și în momentul când apare revista, spun obiectul. E foarte important și ați făcut gestul. Fac același gest, spun acesta este obiectul. Da, e foarte important. Rămâne totdeauna în mintea oamenilor obiectul. Mai ales când e vorba de, de o gândire de, de actualitate, de o analiză a unor actualități și aceasta mă conduce spre studiul pe care l-ați scris, și anume temele legii antilegionare din perspectiva eticii memoriei. Dumneavoastră începeți articolul în felul următor. La data de 30 iulie 2015 a intrat în vigoare legea numărul 21/2017 din 2015 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului din 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii. Așa numită lege, spuneți dumneavoastră, antilegionară cu ghilimele de, de rigoare. Drepturile omului și interzicere. Desigur. Asta este marea temă. Cum conciliați cele două poziții? Ați citit prima frază. Se vede că e vorba de o revistă profesională și nu e o revistă literară. Cu Absolut. Siguranță aceeași temă ar fi fost abordată diferit și mai ales intrarea ar fi fost diferită. Într-o revistă tehnică chiar așa trebuie precizat Absolut. Punctul de plecare. Iar punctul de plecare are maxim de generalitate în formularea dumneavoastră. Nu? Cum stau interdicțiile cu drepturile omului?
Stau într-un fel împreună, dar stau împreună numai dacă le tratez cu mare grijă, cu mare sensibilitate. Drepturile omului trebuie să fie întotdeauna integral ca sistem. Și din cauza asta e nevoie să realizezi un echilibru între ele. Exercițiul unui drept, a unei libertăți, poate să afecteze pe alții. Cum anume? Aranjăm această tensiune între drepturi când are loc această posibilă afectare reciprocă. Și aici este meseria nu celor care se ocupă cu bună credință de materia drepturilor omului. Dar nu ai voie să vorbești de rău pe altcineva. Este asta o temă de justiție? Este o temă de morală sau de obraz? Unde începem? Când exact, intervenim? Exact. Și aici este, vedeți, un punct în care diversele democrații tratează lucrurile foarte diferit. Avem un model de democrație americană care spune libertatea de exprimare, libertatea de religie, libertatea de asociere sunt de necontestat. Congresul nu are voie să introducă legi care să le normeze. Desigur, când spune Congres, spunem statul. Comunitățile exact. Profesionale pot să-și aranjeze diferitele reguli. CNN-ul are propriile lui coduri deontologice, universitățile au codurile de etică și așa mai departe și anumite lucruri nu ai voie să le faci. Ofițerii, cum sunt Snowden, nu au voie să transmită informații clasificate, deși nu, libertatea de exprimare ar fi intangibilă, numai că atunci când ei merg și intră într-un astfel de serviciu, semnează un contract care iese din sistemul obișnuit și pe baza acestui contract ei se obligă la niște lucruri care le oferă puteri, disponibilități, dar și obligații. Iar obligația înseamnă deseori interzicere. În democrațiile europene, toate aceste drepturi, libertăți enunțate, cea de exprimare, de asociere, de formare de organizații în termenii legii, de religie, sunt limitate, sau mai bine zis, exercițiul lor este limitat. În termenii specifici, aceste drepturi sunt derogabile. Și atunci ceea ce ai de făcut este să vezi unde exercițiul acesta este compatibil din punct de vedere legal. Atenție! Nu din punct de vedere moral. Moral, pentru că, exact. Din fericire, viața are propriile norme Absolut. Care nu trebuie să legiferat. Din punctul meu de vedere, în Europa există o regresie continuă a ideii de libertate. Din punctul meu de vedere, ca om care se ocupă de lucrul acesta, care este imersat într-o cazuistică, că totuși de aici o cazuistică, o bibliotecă de cazuri, de fapt, care vă fac să, da, să vă alertați. Că văd iar că cazuistica înseamnă și norme. Exact. Și aplicarea normelor, exact. Și situații exact. Cărora li se adresează normele. Exact. Și văd de an bun această degradare ideii de libertate. Interesant, totuși, în numele ideii de demnitate, care este o idee fundamentală de asemenea și care trebuie susținută. Când spun degradarea ideii de libertate, spun implicit că eu judec că susținerea demnității este tratată într-un mod excesiv în raport cu echilibrul necesar cu libertatea. Și
completeze această idee și termin, că înțeleg că vreți să puneți o întrebare și să revenim la tema de plecare sau punctul de plecare. Din punctul meu de vedere, ceva nu poate să fie demn dacă nu este liber. Dumneavoastră care lucrați în domeniul comunicării poate simțiți mai viu acest lucru. Libertatea este și o dimensiune a demnității și asta este, să zicem, o mare temă, dar și este tema revistei. Acest lucru apare pe site-ul revistei, în care este un statement, o luare de poziție a revistei, și ea, această declarație, vorbește despre necesitatea și posibilă de a întări reciproc cele două dimensiuni. În pentru punctele se află în opoziție. E drept. Dar, de fapt, pe mari porțiuni se întărează reciproc. Care este rolul memoriei în această evoluție despre care ați vorbit, sau involuție a libertății de exprimare, libertății de organizare, libertății de conștiință, așa cum le-ați observat în cele două tipuri de democrații pe care le-ați evocat? Care este rolul memoriei? Da. După al doilea război mondial, întregul sistem internațional s-a reformat. Adică la, privind marile structuri și marile principii internaționale, dar și modul în care statele, în particular, și-au regândit viața socială pentru ca lucruri teribile, cum a fost al doilea război mondial, să nu se întâmple. Acest lucru a însemnat, desigur, lucruri diferite pentru state diferite. Germania, de exemplu. Germania s-a federalizat pentru ca să nu mai este niciodată un guvern central ce poate să obține puterea absolută. A dat drepturile omului prioritate. A construit un sistem care militează împotriva genului de acțiuni șovine, extremiste, care amintesc nazism și de toate implicațiile naziste. Deci există o întreagă problematică a construirii democrației care a avut nevoie să raporteze la ce s-a întâmplat. Pe logica, am trecut prin asta, trebuie să construim sistemele funcționale ale statului astfel încât să nu se mai poate întâmpla. Și ca urmare, unele state, Germania în primul rând, pe care o amintesc firește în frunte, au avut o politică a memoriei în primul rând. Adică practici menite să oprească de la accesul, la accesul în funcțiile publice a unor foști responsabili, au fost procesele împotriva criminalilor naziști și așa mai departe. Desigur, acest proces nu a fost deloc simplu. A fost chiar un fel de amânare datorită complicațiilor formidabile ale societății germane, așa cum rămăsese trauma teribilă, care a fost numai trauma celorlalte țări. A fost trauma Germaniei în sine, o mare tragedie. Este și o carte a lui Boia pe această temă. Și tema memoriei a fost reluată după, prin anii 60 și, să zicem, rafinată. Așa a apărut, de exemplu, legislația privind negaționismul. E vorba de negarea Holocaustului, adică a tragediei de care au suferit evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Astăzi, în definiția Holocaustului, a fost inclusă și comunitatea Roma. E bine, această lege spune că cel care neagă Holocaustul, desigur, nu în viața privată, ci în public, este pasibil la amendă și la închisoare, ceea ce s-a întâmplat în multe cazuri. Negarea sau trivializarea acelui fenomen dramatic. Și aici vedem, într-adevăr, cum este marea tema libertății. Vă dați seama, nu e vorba de o filozofie, nu e vorba de
o concepție pe care să o consideri responsabilă prin implicațiile sale. E vorba de negarea unor fapte, evident fapte indiscutabile. Poți să interzici așa ceva, ca omul să exprime greșit, prost, cu rea voință? În Statele Unite nu e posibil. Deci în Statele Unite așa ceva nu este posibil. În țările occidentale multe au dat legi privind negaționismul, de incriminarea negaționismului, și câteva țări foste comuniste au preluat această tendință, cu excepție el au dat legi privind negaționismul crimelor comuniste și a celor naziste. Există o singură excepție, noi în general suntem excepție, România, care există numai negaționismul crimelor naziste incriminat, negaționismul Holocaustului. Domnule profesor Gabriel Andreescu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această ediție a emisiunii Semne și Simboluri, pentru toate aceste luminări pe care ni le aduceți în ceea ce privește înțelegerea corectă a drepturilor omului, și sper să reveniți într-o altă emisiune ca să continuăm discuția, pentru că timpul nostru s-a terminat. Înainte de a începe discuția, de fapt, nu? Asta e la subiectului. Mă bucur că ați fost cu noi în această ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Rămâneți în continuare cu Speranța TV, iar pentru săptămâna care vă stă înainte, fiți atenți la semne și simboluri.